bun găsit, dragii mei! Iată că suntem din nou împreună aici, live, pe pagina Ziarului de Sănătate, cu o invitată specială pentru mine, un medic foarte bun și foarte apreciat de voi și știu că vă doreați această întâlnire. Astăzi, alături de noi, se află doamna dr. Zorela Zgarbura, medic primar obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale. Doamna doctor poate fi găsită la cabinet Ego Metax Medical. Bine ai revenit, Zorela, de data aceasta, iată, aici la Ziarul de Sănătate. Bine te-am găsit, Simona, am venit cu mare plăcere, mulțumesc pentru cuvintele frumoase și am venit cu oarecare nostalgie pentru că ți-am apreciat foarte mult toate emisiunile tale în direct la care am participat împreună și care au fost de foarte mare audiență și succes și cred foarte utile pentru telespectatori. Mulțumesc și eu, într-adevăr, emisiuni foarte, foarte utile. Iată că avem posibilitatea să le continuăm aici la Ziarul de Sănătate. Astăzi am anunțat că discutăm despre fibromul uterin. Eu zic că este un subiect extrem de important pentru femeile care ne privesc, nu doar pentru femei, și pentru partenerii acestora, pentru că un partener care ține la soția, la prietena, la iubita lui este cu atât mai valoros. Deci spuneam, un subiect de interes. Ce înseamnă fibromul uterin, Zorela? De multe ori femeia, atunci când merge la un control de rutină, poate și descoperă că are acest diagnostic, îi se spune aveți fibrom uterin. Multe intră în panică, se gândesc că aoleu, este cancer sau nu. Hai să explicăm ce este fibromul uterin. Subiectul este foarte important și cu larg tropism pentru că este o patologie foarte frecventă și este o patologie foarte frecventă la femeia tânără. Fibromul este o tumoră. Nu întotdeauna când spunem tumoră, tumoră înseamnă cancer. Deci subliniez de la început că fibromul este o tumoră benignă, adică necanceroasă. Această tumoră se dezvoltă din fibra musculară care structurează peretele uterin. Așa cum știm toți, uterul este un organ cavitar, adică este un organ conceput ca să conțină un făt, o sarcină, pe parcursul celor 9 luni gestaționale. El este structurat din 3 straturi, un strat seros subțire la exterior, un strat muscular important la mijloc și endometrul, un strat mucos care se elimină parțial cu ocazia fiecarei menstre. Ei, originea fibromului uterin este în stratul muscular, deci în fibra musculară netedă care structurează peretele uterului. Bun, și dacă ar fi să discutăm de localizări, de dimensiuni, știu că fibromul poate apărea de dimensiuni mai micuțe sau mai mare, localizat în anumite părți, poate fi unul, pot fi mai multe fibroame? Sigur, poate fi unul, pot fi multiple fibroame, tocmai de aceea am explicat de la început structura uterului, pentru ca să vă pot exemplifica localizarea fibromului. Și îți mulțumesc ca de fiecare dată tu ai venit foarte pregătit aici. Sper să avem se și vadă și materialul didactic. Material didactic, da. Da, o să se vadă cu siguranță. Da. Deci, avem un uter, da? Un uter, uterul și colul uterin, pe care îl vedem cu ocazia examinării genitale, vaginul, trompele și ovarele. Uterul este structurat, așa cum am spus, dintr-o seroasă, din peretele muscular gros și dintr-o mucoasă care este endometrul. Acum, după localizarea lor, fibroamele pot fi endocavitare, adică în interiorul cavității uterine sau submucoase, adică sub endometru. Această localizare este cea mai severă pentru că de obicei se manifestă simptomatic precoce, este responsabilă de sângerări mari, aduce pacienta la ginecolog. Această localizare este responsabilă de infertilitate, pentru că prin prezența acestui corp străin, care este fibromul uterin în cavitatea uterină, împiedică nidația unei sarcini, exact așa cum o face steriletul. Cele mai frecvente fibroame însă sunt localizate în structura musculară, în peretele muscular, și noi le numim intramurale. Fibroamele intramurale sunt lung timp tolerate. Femeia poate chiar să nu știe că le are. Care ele pot fi de dimensiuni diferite, pot fi multiple, unele mai mici care nu se manifestă de obicei simptomatic și nici nu au consecințe asupra fertilității și altele mari care încep să se manifeste și prin volumul lor și prin compresia pe care o exercită asupra organelor din jur. Deci, am vorbit de fibroamele intramurale. La fel, mai rar, aceste fibroame pot fi localizate în afara uterului. Ele pot fi legate de uter printr-o codiță și în acest caz le spunem că sunt fibroame pediculate.
sau pot să fie subseroasa peritoneală, aderente la uter și sunt fibroamele subseroase. Deci localizarea, este obligatoriu să determinăm localizarea fibroamelor, bineînțeles și numărul și dimensiunile lor, pentru că în funcție de aceste argumente, medicul ginecolog va decide ce trebuie făcut în continuare cu fibromul. Și cred că în funcție și de poziționare, de dimensiunea pe care o are fibromul uterin, apar și tot felul de manifestări sau nu apar, că spuneai că sunt cazuri în care poți avea fibrom și să nu știi. Mă bucur că deja sosesc întrebările aici pe pagina de Facebook a Ziarului de Sănătate. Sunt deja doamne care ne scriu, le așteptăm pe tot parcursul discuției noastre. O să începem să răspundem imediat. Vreau un pic să discutăm legat de cauze, Zorela, dacă știm de ce apar fibroamele uterine, dacă există anumiți factori de risc care să ducă la apariția fibroamelor. Nu este o cauză unică, nu? Așa cum spunem, rubeola e dată de virusul rubeolic. Nu. Fibromul uterin însă este apanajul vârstei tinere. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că el este hormonosensibil, adică el este hrănit și stimulat să crească de hormonii estrogeni, care sunt secretați la nivelul ovarului unei femei tinere, a unei femei care este aptă de procreere. Sigur, factorii favorizanți sunt numeroși, de exemplu rasa. Rasa neagră are o incidență mult mai mare a fibromului uterin decât rasa noastră caucaziană, de exemplu. Nuliparitatea, adică acele femei care n-au dat naștere unui copil, au ca factor de risc apariția unui fibrom uterin. Sarcina este un factor de risc prin cantitatea ei enormă de hormoni care vor stimula creșterea fibromului uterin, așa cum lăuzia ulterior, paucii hormonală, va determina involuția fibromului uterin. Bun, și spuneai că femeile tinere au acest risc în a face fibrom uterin, deci să înțelegem că atunci când ne apropiem spre vârsta de menopauză și chiar femeia intrată la menopauză nu mai poate avea această problemă? Nu. Când ne apropiem de vârsta de menopauză, fibromul uterin se dezvoltă și se complică. În momentul în care am intrat deja la menopauză, nemai existând estrogenii secretați de ovare, nu? Menopauza înseamnă că ovarele intră în pauză funcțională, nu mai există cine să determine apariția unui fibrom uterin. Deci fibromul nu apare la menopauză, nu crește la menopauză. Menopauza este însă vârsta la care pot apărea patologii mai grave, cum este cancerul de endometru, cum este cancerul de col. Deci nu înseamnă că dacă am intrat la menopauză, nu mai mergem la ginecolog. Dimpotrivă, trebuie să mergem și mai susținut și mai conștiincios, pentru că menopauza este vârsta la care pot să apară patologii mult mai severe decât fibromul uterin. Mă refer la cancerul genital. Și te provoc aici în direct pe pagina Ziarului de Sănătate alături de cei ce ne urmăresc, ca într-o altă emisiune, iată, să discutăm despre această patologie sau femeia după 41 pic de ani, femeia intrată la menopauză, ce ar trebui să facă astfel încât să aibă în continuare grijă de sănătatea ei. Însă astăzi, dragile mele, dragii mei, discutăm despre fibromul uterin cu doamna dr. Zorela Zgarbura, medic primar obstetrică ginecologică, doctor în științe medicale. Hai să răspundem și câtorva întrebări sosite din partea celor care ne urmăresc. Lenu Lenuța vă întreabă, doamna doctor, ce simptome are o femeie când are fibrom uterin? Pot unele femei să aibă și să nu știe? Deja doamna doctor a spus, se pare că da. Cum se manifestă și care sunt simptomele specifice? Eu adaug, ce ar trebui să ne trimită la medic? În primul rând, mulțumesc pentru întrebări și le aștept și pe următoarele. Îmi plac emisiunile în direct pentru că sunt interactive și stimulante, deci vă rog să nu ezitați să întrebați orice. Așa cum am spus, fibromul uterin poate să fie asimptomatic, deci pacienta nu știe că are un fibrom. De aceea trebuie să mergeți o dată pe an la controlul periodic, să faceți papanicolaul și să fiți examinate genital și obligatoriu o ecografie transvaginală. Cele care se manifestă precoce, așa cum am spus, sunt fibroamele cu localizare în cavitatea uterină, adică fibroamele endocavitare. Chiar la mici dimensiuni, aceste fibroame vor fi responsabile de sângerări mari la menstră, noi spunem menoragii, sau de sângerări între menstre, noi le numim metroragii. Deci metroragia este un simptom care aduce pacienta la ginecolog, pentru că altfel ea se anemiază, strică calitatea vieții, a vieții de familie, a vieții de cuplu, a vieții profesionale.
ca să spun așa, este avantajul acestei localizări, pentru că este zgomotoasă de la început și pacienta este obligată să apeleze la examinarea genitală. Fibromele din perete se manifestă mult mai târziu sau chiar pot să nu fie manifeste. În momentul în care cresc, ele pot să fie responsabile de durere pelvină, de compresie pe vesica urinară, cu modificări de polachiurie, spunem noi, adică cum mergeți, simțiți nevoia să faceți pipi mai des și la cantități mai mici, sau pot comprima retrouterin, intestinul gros, cu constipație, cu congestie, cu durere. Cu dilatarea unor vene, ca un fel de varice ale ligamentelor largi, deci ale spațiului care înconjoară uterul, care de asemenea poate fi responsabil de dureri. Bun, mai avem o întrebare din partea Nicoletei. Mulțumim, Nicoleta, și pentru această întrebare. Nicoleta spune: noi ca și femei, ce simptome ar trebui să avem ca să ne dăm seama că ceva este în regulă cu corpul nostru, să depistăm mai repede un fibrom uterin? Ei, cred că am răspuns. Este am răspuns și ce vreau să subliniez, da, că orice simptom pe care îl aveți trebuie să vă ducă imediat la medicul ginecolog, la consultație, pentru că este mult mai ușor să tratezi ceva incipient. Și așa cum am spus, bolile sunt multiple și pot fi chiar mai severe decât fibromul uterin. Deci nu numai frica de fibromul uterin vă duce la medicul ginecolog. Orice simptom trebuie tratat de la început. O boală inflamatorie poate să vă înfunde trompele și să fie mai târziu responsabilă de infertilitate. O infecție vaginală poate de asemenea poate favoriza leziunile de pe col. O leziune de pe col poate să ajungă la cancer dacă nu ați diagnosticat-o și nu ați tratat-o. Deci nu ezitați să vă programați la ginecolog imediat ce vă supără ceva. Dacă nu vă supără ceva, o dată pe an. O dată pe an, preventiv, așa este cel mai sănătos. Și tot Nicoleta vă întreabă, doamna doctor, Nicoleta spune are 35 de ani, nu are avorturi sau întreruperi de sarcină, are doar o naștere la activ și întrebarea, cea de-a doua întrebare ar fi, este normal să am un ciclu menstrual abundent și să mă țină 6 zile pe lună? Dragă doamna Nicoleta, nu știu dacă este normal sau nu, pentru că nu v-am examinat la această întrebare. Pot să vă răspund numai după ce v-am examinat, după ce v-am prelevat analize, după ce v-am făcut o ecografie transvaginală ca să văd endometrul. Deci, trebuie, în cazul în care, așa cum am spus, vă supără ceva, trebuie să fiți examinată și investigată, altfel nu se poate răspunde la această întrebare în mod competent. Draga mea, Nicoleta, dacă ești din București și vrei să ajungi la un consult la doamna doctor Zorela Zgarbura, te ajut. Doamna doctor este de găsit la cabinet Ego Metax Medical. La un moment dat o să dau și adresă de Facebook, de mail și telefoane. Sau pot să spun telefonul că l-am aici notat, 021-330-5488. Repet, 021-330-5488. Spuneam că pot fi mai multe fibroame și iată cineva întreabă și noțiunea de uter fibromatos. E foarte bună întrebare. Uterul fibromatos este ceva care este foarte frecvent. Aproape ar spune la 40 de ani cam 60% din femei sunt posesoarele unui fibrom, între 40 și 60% menționează publicațiile de specialitate și marea majoritate a lor au un uter mai mare, mai globulos, spunem noi, mai rotund, mai neregulat, ceea ce înseamnă uterul fibromatos. Deci uterul fibromatos este un uter mărit de volum, neregulat, dar nu înseamnă că aveți propriu zis fibroamele localizate, așa cum am spus, în perete, în endocavitar sau în momentul în care localizăm fibroame, diagnosticul nu mai este de uter fibromatos, este de leiomiom sau fibrom uterin și numim sediul în care îl găsim, endocavitar, intramural sau subseros. Care poate fi evoluția unui fibrom uterin? Evoluția, în primul rând, la o femeie tânără este că poate fi responsabil de infertilitate și am avut foarte multe paciente la care am depistat fibromul uterin pentru că ele au venit și s-au plâns că nu rămân gravide, că nu pot face copii. Parcurgând întreaga secvență de investigații în mod corect, sigur că noi trebuie să depistăm și cauzele pentru care o femeie nu rămâne gravidă și una din cauzele responsabile de infertilitate este fibromul uterin.
Bun, iată, Gina Pârvu ne întreabă unde o găsim pe doamna dr. Zorela Zgarbura. O să repet, doamna doctor este de găsit la cabinet Eco Metax Medical. Vă dau și numărul de telefon 021 330 5488, și mai am și telefon mobil, poate că ar fi bine să vi-l spun, 0748 985662 sau 0751182605. Acum, dacă tot ai spus coordonatele, da, o să fac și rog mențiunea că asistentele mele răspund la telefoanele pentru programări în fiecare zi lucrătoare, atenție, între orele 12:30 și 19. Deci nu sunați dimineața 12:30. Că nu vă răspunde nimeni. Da. Perfect, bine că am făcut și această precizare. Iată, ne scrie și Jenny, care ne mărturisește că din luna iulie nu a mai venit ciclul deloc, din 10 ianuarie are ciclu acum din nou, dar nu i se mai oprește. Am aproape 51 de ani, am fost la medicul ginecolog, mi-a dat tratament și însă nu mi-a pus niciun rezultat. Spune să fac un curetaj biopsic. Bioptic. Cum este corect? Curetaj? Biopsic. Biopsic. Biopsic e cu doi ochi. Păi tocmai asta, eu am zis da, corect, chiar dacă ne-a scris e biopsic. E destul de încetățenită și cealaltă variantă. Acum m-ați provocat. M-ați provocat pentru că una din marile mele nemulțumiri, mare și din păcate foarte frecventă, este atunci când se recomandă un tratament fără investigații. Deci nu tratăm o sângerare care apare la 50 de ani decât după ce am făcut, atenție, testul Babeș-Papanicolau, examen genital, ecografie transvaginală și o histeroscopie cu examen anatomopatologic, noi spunem sampling de endometru și de endocol, adică examinăm țesutul acela moale care căptușește cavitatea uterină și în funcție de toate aceste argumente decidem ce tratament trebuie făcut. Deci dumneavoastră nu aveți încă un diagnostic pe care trebuie să-l aveți și ordinea corectă a lucrurilor este logic de altfel să avem întâi un diagnostic corect și atunci tratamentul obligatoriu va fi cel corect. Bun, deci după ce veți face toate investigațiile de care povestea doamna dr. Zorela Zgarbura, abia atunci se poate stabili un diagnostic. Sigur, iar metroragia, adică sângerarea la vârsta dumneavoastră, este un simptom sever care trebuie repede lămurit, elucidat, pentru că poate să ascundă o boală mai serioasă. Primim foarte multe întrebări și mă bucur că se întâmplă așa, mă bucur că sunteți alături de noi live pe pagina ziarului de sănătate. Alături de noi astăzi se află doamna dr. Zorela Zgarbura, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale. Iată, ne scrie Gabriela Grosu. Bună ziua, dacă simt niște gâlme mici în vagina, ar putea fi vorba despre un fibrom? Putea fi vorba de multe lucruri, e același răspuns, nu știu, nu v-am examinat. Bun, deci cel mai puțin bine ar... probabil un fibrom, nu este o localizare frecventă, dar există posibilitatea unei endometrioze și a multor altor boli. Fără examinare nu se poate, deci chiar vă rog să nu mai să mă întrebați ce aveți, pentru că atâta timp cât nu vă examinez și nu vă fac investigații, nu am de unde să știu. Pot să să fac discuții și presupune. Deci bine ar fi, Gabriela, să te duci la un consult să vezi despre ce este vorba. Andra Luana spune că are un nodul fibromatos de 5 cm pe uter, cât este de grav? Este un fibrom cu dimensiune importantă. Deci 5 cm în diametru înseamnă un fibrom mediu spre mare. Este important, nu? El nu trebuie neglijat, el trebuie tratat în funcție de context. Contextul fiind vârsta pacientei, dorința ei de a naște, de a avea copii în continuare, rezultatul investigațiilor pe care le-am menționat deja, obligatoriu histeroscopia și samplingul de endometru. Deci în funcție de toate aceste argumente se va decide dacă puteți beneficia de un tratament conservator, adică fără operație, sau dacă trebuie să fiți operată. Și sperăm că rămâi în continuare alături de noi, pentru că vom o să discuta și despre tratament. Exact și despre tratament. Altcineva ne întreabă dacă fibromul uterin poate fi depistat la un control de rutină, un control ginecologic. Am spus că da. Dacă este mare, da. Nu, cred că se referă la examinarea bimanuală, la tactul genital. Bun. Dacă este mare, da, îl simțim și când vă examinăm, dar el este obligatoriu obiectivat de ecografia transvaginală. Deci este obligatoriu să facem ecografie transvaginală. Obligatoriu să facem și ecografie. Este obligatoriu să facem Papanicolau și ecografie transvaginală. Bun, și cred că putem discuta legat de tratament, de ce modalități avem la dispoziție, mai ales că și Ana Maria Bogdan, văd că ne-a trimis o întrebare chiar acum. Ce este de făcut? Aflăm, iată, că avem fibrom uterin.
ce variante de tratament avem la dispoziție? Întotdeauna este de făcut ceva. Deci întotdeauna este ceva de făcut. Important este ca ceea ce facem, și spun încă o dată pentru cele care n-au auzit sau cele care, poate pentru care nu am subliniat suficient, important este ca ceea ce facem să vină numai după ce am investigat corect și complet. Și o să mai enumăr o dată. Deci avem nevoie de un examen ginecologic, ocazie cu care vom preleva testul Papanicolau și un examen de secreție. Avem nevoie de o ecografie transvaginală și avem nevoie de o histeroscopie care va investiga cavitatea uterină, ocazie cu care se va face sampling de endometru și de endocol. Numai după ce am făcut tot acest set de investigații, avem un diagnostic complet și numai atunci este corect să decidem ce este de făcut. Și vom decide în funcție de foarte multe argumente. În primul rând, pentru vârstă, nu? Deci, poate e o femeie tânără, am operat fibroame la 22, 24, 26 de ani. Deci, iată, femei foarte tinere. Femei foarte tinere, deci neapărat atunci când simțiți că apar anumite probleme, mai bine mergeți la medic, să nu fie vorba, eu știu, neapărat despre fibrom uterin sau despre orice altă afecțiune, dar bine este să mergeți și să vedeți despre ce este vorba, ca medicul ginecolog să vă poată ajuta. Iată, doamna doctor spunea de femeie în jurul vârstei de 21 pic de ani. Da, chiar acum am o pacientă care a rămas gravidă și am luat-o în evidență cu sarcină de prim trimestru, cu mare bucurie, bineînțeles. După o miomectomie, adică după o intervenție chirurgicală conservatoare în care am păstrat uterul și am scos doar fibrom. Deci spuneam că în funcție de vârstă, în funcție de dorința... Cred că ai atins pe la valier, acum este bine, ne auzim? Da, foarte bine, da. În funcție de vârstă, în funcție de dorința femeii de a avea copii, în funcție de patologie asociată, vom decide dacă indicația este de tratament non-chirurgical sau dacă are indicație de tratament chirurgical. Ceea ce vreau să spun este că atunci când dorim să facem un copil, este foarte important, este fundamental, nu? Să conservăm uterul, este sine qua non, fără asta nu se poate face un copil fără uter. Și atunci, în funcție de dimensiunile și de localizarea fibromului, vom decide dacă încercăm, dacă tentăm un tratament medicamentos, și subliniez că există această posibilitate, un tratament medicamentos care se adresează fibromului, nu altei patologii, care acționează strict pe fibrom și care îi scade dimensiunile și îi atenuează simptomatologia. Deci vom decide, revin, dacă facem un tratament medicamentos, adică non-chirurgical, sau dacă fibromul este mare, este complicat și atunci el trebuie rezolvat chirurgical. În condițiile în care suntem nevoiți să-l rezolvăm chirurgical, există mai multe tipuri de intervenții și acestea sunt tot în funcție de localizare. Dacă avem un fibrom care e localizat în interiorul uterului, adică endocavitar, sigur, intervenția este bine să se este obligatoriu, de fapt, să se facă histeroscopic, adică fără să tăiem uterul, fără să tăiem abdomenul. Dacă fibromul este situat în perete, în funcție de dimensiuni, vom opta pentru o intervenție laparoscopică sau pentru o intervenție clasică care va reface riguros peretele uterin, tot cu scopul ca după un an pacienta să poată avea o sarcină. Bun, deci iată, în funcție de localizare, dimensiuni, vârsta pacientei, dorința ei de a mai avea sau nu copii, există mai multe variante de tratament, și împreună cu medicul... Da, poate ar trebui să detaliez un pic tratamentul medicamentos. Da, exact, pentru că este un tratament și eu. Non-chirurgical, este un tratament foarte prietenos, ușor de suportat, este o tabletă pe care femeia o înghite în cure de câte 3 luni. Se pot face mai multe cure de tratament, cu condiția ca ele să fie spațiate de cel puțin 2 luni. Ei, acest tratament nu este un tratament hormonal. Este un tratament care se adresează unor receptori de pe uterul pacientei, a căror responsivitate la hormonii pe care propriile ovare le secretă se modifică. Deci, proprii estrogeni nu vor mai stimula creșterea fibromului, ba mai mult, există șansa ca dimensiunile să scadă și este o șansă cu o mare majoritate de cazuri, ca dimensiunile să scadă și astfel să permită obținerea unei sarcini fără să operăm, urmând ca operația să fie făcută mai târziu sau de multe ori deloc, să nu mai fie necesară operația pentru fibrom.
foarte interesant. Iată, în funcție de caz, de particularitățile fiecărei paciente. Sigur, tratamentul este deja cunoscut și în România. El există în România din 2012, țin foarte bine minte, pentru că... Tot într-o emisiune realizată împreună. Că povesteam exact de un caz, nu? Da, și era nou tratamentul, abia apăruse. Piață, eu aveam deja un lot în premieră, la mine în emisiune în direct. Da, exact. Deci știam că o să apară acest tratament, mi-am pregătit un lot de paciente. Prima pacientă pe care am tratat-o a fost un mare succes profesional și sunt foarte mândră de asta și bucuroasă, pentru că era vorba de o pacientă care adusese un copil de mai mulți ani cu mine, nu mai țin minte exact, 8-9 ani, și care a venit la mine pentru că în intervalul acesta de timp care a urmat nașterii n-a mai rămas gravidă. O pacientă care a cam tras chiulul niște ani. Și care de fapt avea fibrom uterin și asta în momentul în care am examinat-o m-am îngrozit, avea o polifibromatoză uterină voluminoasă, adică avea multe fibroame mari. Ca primă impresie ar fi fost indicația de histerectomie, deci de scoaterea uterului, pentru că erau foarte multe fibroame mari, complicate și numeroase, deci mai multe ca număr. Și atunci mi-am zis, merită să încerc, nu avem nimic de pierdut, că pentru tot la operație ajunge. Doamna își dorea al doilea copil. Asta a fost motivul pentru care a venit la mine, că n-a mai rămas gravidă. Țin minte foarte bine că a născut într-o lună de august. Țin minte foarte bine că după ce a terminat cura de 3 luni din acest medicament, a sunat că nu i-a venit menstruația. De menționat că pe parcursul tratamentului nu vine menstruația și eu foarte iritat am spus, dar veniți să vă văd cum sunt și acum când mă întreabă cineva pe care nu l-am examinat. Zic, veniți să vă văd, la urmă poate să fie orice, puteți să fiți și gravidă. Fără să presupun că atunci când a venit ea era chiar gravidă și că am reușit să ducem la bun sfârșit un copil la termen și am născut pe căi naturale un copil, al doilea copil sănătos. Da. Ce frumos, iată, minunat. Curg întrebările în continuare, mă bucur că ne scrieți, suntem live pe pagina de Sănătatea Ziarului de Sănătate. Iată, ne scrie Doina Gurău, o salut cu mult respect pe doamna dr. Zorela Zgarbura și pe tine, Simona, te salutăm și noi, Doina. Și noi. Și știu că ne ești o telespectatoare fidelă. Ce este tumora Brenner? Cât de ușor este depus un astfel de diagnostic și cum se tratează? Păi nu este în subiectul emisiunii, nu are nicio legătură. Deci tumora Brenner este o tumoră care e localizată pe ovar, este un diagnostic anatomopatologic, care, bineînțeles că pe care îl aflăm numai după ce ne-am operat și nu e în subiectul emisiunii. Poate vom face o emisiune ulterioară în care vom vorbi și despre patologia ovarului. Dar ca sfat ce ar trebui să facă? Să se ducă oricum la la medicul care a operat-o și în funcție de stadiu și să-i spună ce are de făcut în continuare. Bun. Altcineva ne întreabă cum se procedează în cazul unei graviduțe care descoperă fibromul uterin în timpul sarcinii. Sunt Dar chiar poate să apară fibromul uterin în timp ce tu ești însărcinată? Da, de ce nu? Nu apare de obicei, apare mai devreme, dar crește foarte mult în timpul sarcinii. Pentru că în timpul sarcinii, așa cum spuneam, hormonii secretați de ovare sunt în cantitate foarte mare. Noi spunem o inflație, un fel de invazie de hormonii secretați de ovare, nu? Acești hormoni în cantitate mare au rolul de a permite creșterea și de a menține sarcina. Ei, acești hormoni secundari stimulează creșterea fibroamelor, deci întotdeauna fibroamele vor crește în sarcină. Sigur că o sarcină cu fibrom este o sarcină cu risc crescut, dar asta nu înseamnă că vom întrerupe sarcina pentru că avem fibrom. Nu! Medicul care vă ia în evoluție cu sarcina, sigur că vă va urmări conștiincios și va face tot ce se poate să prevină, dacă poate, niște complicații care pot apare în sarcină, cum este necrobioza, și să încerce să vă ajute să duceți la bun sfârșit o sarcină. Asta nu înseamnă că fibromul nu poate fi responsabil și de avort, și de prematuritate, și de oprire în evoluția sarcinii. Este un factor de risc crescut pentru sarcină, așa cum am spus. E bine să-l diagnosticați înainte. Spuneam, iată, ca metodă de tratament, ce bine că există și varianta în anumite situații. A explicat doamna doctor varianta cu tratament medicamentos, însă sunt și intervențiile chirurgicale de care povestea doamna doctor Zorela Zgarbura. Altcineva ne întreabă, după histerectomie, da, deci și să explicăm și ce înseamnă, ce schimbări, ce efecte secundare pot apărea în urma, uite, spune cea care ne-a adresat întrebarea, îndepărtării uterului.
Deci putem scoate fie o bucățică din uter, da, acolo unde a fost... La femeia tânără și care își dorește să facă copii, vom scoate nu bucățică din uter, ci fibromul, îl vom enuclea, da, e o tumoră așa, rotundă, da, e ca o minge, da, deci vom face o miomectomie, adică vom extirpa fibromul. Dar acolo unde femeia este în perimenopauză sau la menopauză și nu-și mai dorește copii și unde mai există patologie asociată fibromului, evident că vom face histerectomie. Histerectomia înseamnă că scoatem uterul. Acum, în funcție de vârsta pacientei, păstrăm sau nu ovarele, chiar dacă sunt sănătoase. Dacă păstrăm ovarele, pacienta nu va fi la menopauză, chiar dacă nu mai are menstruație, pentru că nu mai are de unde să curgă menstruația. Dar, așa cum am spus și cu alte ocazii și am spus și la începutul emisiunii, ovarele sunt cele care secretă hormonii. Dacă s-au păstrat ovarele, nu înseamnă că sunteți la menopauză, chiar dacă s-a scos uterul. Dacă s-au scos ovarele, sunteți la menopauză. Bun, iată, Niculina Catarig ne mulțumește pentru informații și are o întrebare: ce implică mai ales după 50 de ani control la medicul ginecolog? Foarte multe femei au probleme, dar evită să vorbească despre asta. Deja cred că am provocat-o pe doamna doctor. Mulțumim și noi pentru că ne urmăriți și pentru că ne puneți, exact, întrebări. Da, și am promis că o să discutăm pe larg despre Da, dar totuși să răspundem la întrebare. Da. Vârsta de 50 de ani nu vă absolvă de a merge la medicul ginecolog, chiar dacă nu vă supără nimic. Este vârsta care este pândită de o mulțime de primejdi, de o mulțime de diagnostice ginecologice severe și atunci este obligatoriu, chiar dacă nu vă supără ceva, să mergeți o dată pe an și să vă faceți testul Papanicolaou, examenul ginecologic, ecografia transvaginală. Nu vă închipuiți câte viitoare cancere am descoperit la, deci viitoare, pentru că dacă mergeți o dată pe an, nu este un interval de timp în care cancerul să fie invaziv, se poate depista precoce. Și începusem să spun că nu vă imaginați la câte paciente am depistat, noi spunem hipertrofie de endometru, deci îngroșarea stratului care căptușește uterul pe dinăuntru și care este de fapt precede cancerul de endometru. Deci nu știți câte paciente care au fost conștiincioase prin simpla măsurare a endometrului și urmată, bineînțeles, de investigații, de examen anatomopatologic, am depistat aceste hiperplazii de endometru, care sunt de fapt un precancer și care în felul acesta n-a mai ajuns la cancer. Foarte bune toate aceste precizări, deci chiar dacă nu mai avem menstruație, suntem în menopauză, tot este bine să mergem la medicul, chiar indicat să mergem, da, la medicul ginecolog o dată pe an, exact. Astfel încât, dacă, Doamne ferește, apar modificări, să putem acționa la timp și să ne salvăm. După ce am tratat fibromul uterin, există riscul ca el să reapară? Sigur, pe orice organ avem, există riscul de a face orice boală. Deci nu reapare acela pe care l-am scos, nu? Dacă ne-am operat, apar alte fibrome pe fondul pe care îl avem de favorizare a fibromului uterin. Nu este obligatoriu însă. Sunt foarte multe paciente care nu au mai făcut după aceea fibrome, dar asta nu înseamnă că așa cum am spus, pe un organ pe care îl avem, putem face absolut orice fel de boală. Irina ne întreabă dacă putem preveni apariția fibromelor uterine. Ce bine ar fi! Nu prea, pentru că așa cum am spus la debutul întâlnirii noastre, fibromul este stimulat și hrănit de hormonii estrogeni, care sunt în mod fiziologic, în mod normal și sănătos, secretați de ovarele unei femei tinere. Ana ne întreabă din nou unde o putem găsi pe doamna doctor. Noi pe burtier am și scris doamna doctor Zorela Zgarura, medic primar obstetrică ginecologie Ecomedax Medical. Acela este cabinetul unde poate fi găsită doamna doctor. O să las și numere de telefon 021 330 5488, 0748 985662 sau 0751 1826 05. Și doamna doctor a făcut precizarea: când sunați, în orice zi lucrătoare puteți suna, dar după ora 12:30. Nu dimineața, eu dimineața am program operator și colectivul meu, asistentele mele, vin după ora 12. Bun. Să discutăm un pic pe final de complicațiile ce pot apărea în urma unui fibrom uterin pe care nu l-am descoperit sau poate că l-am descoperit și nu l-am tratat corect. În primul rând, sângerarea. Sângerarea este un simptom grav care anemiază pacienta. Nu de multe ori am avut paciente care au venit târziu cu 6 grame de hemoglobină, de exemplu, o anemie foarte severă. Deci nu stați să pierdeți sânge acasă, ci mergeți la ginecolog.
Bineînțeles că sângerarea și anemia, așa cum am spus, deteriorează grav calitatea vieții, mă refer și la viața profesională și familială și cea de cuplu. Infertilitatea. Un fibrom care este situat în cavitate poate să nu vă lase să rămâneți gravidă, așa cum o face steriletul, care nu permite nidația sarcinii. Sau, dacă este situat în straturile peretelui uterin, poate fi responsabil de avort, de oprire în evoluția sarcinii, de naștere prematură. Bun. În momentul în care crește, există și riscul de a se complica, de a degenera. Degenerarea poate să fie edematoasă, poate să fie necrobioză sau, din fericire, destul de rar, dar totuși posibil, poate degenera sarcomatos, adică se transformă în cancer. Da, și nu ne dorim acest lucru. Iată că revine Ana Maria și ne spune că a avut o sarcină oprită în evoluție la 3 luni. Ce investigații ar trebui făcute? A făcut control genital și transvaginal. Totul este în regulă. Ce altceva ar putea fi? Vă rog frumos, ce sfat îmi dă doamna doctor? Nici asta nu e în subiectul întâlnirii noastre de astăzi, dar totuși oprirea unei sarcini în evoluție poate să fie dată de un factor infecțios, deci presupun că ați făcut testele pentru micoplasma, ureaplasma și clamidia. Poate fi dat, sigur că o să vă răspund pe scurt și nu o să avem timp să vă enumăr toți termenii, toate investigațiile nefiind în subiectul emisiunii, trebuie să investigați dacă nu aveți niște defecte genetice pe coagulare, trombofilie și acest lucru probabil că ați făcut, dacă spuneți că n-aveți nimic, probabil că ați făcut aceste investigații. Dacă nu, înseamnă că nu vi s-au recomandat investigațiile complete. Înțeleg că ecografic uterul este normal, trebuie să vedeți dacă și cavitatea uterină este normală, dacă nu aveți un sept, dacă nu aveți o sinechie, adică o alipire a cavității uterine. Deci sunt foarte multe lucruri de investigat și important este să găsim cauza ca să nu se mai repete. O remediem înainte de a avea o nouă sarcină. Deci nu faceți a doua sarcină, nu rămâneți gravid a doua oară până nu ați investigat toate aceste jaloane obligatorii ca investigație pentru o sarcină oprită în evoluție. Sorela, eu îți mulțumesc pentru prezența astăzi aici alături de noi la Ziarul de Sănătate. Vă mulțumesc vouă care ne-ați urmărit și ne-ați trimis o serie de întrebări, cu promisiunea că doamna doctor va reveni și data viitoare ne discutăm despre femeia după o anumită vârstă, femeia care intră la menopauză, pentru că văd că au fost și întrebări subiectul subiect generos. Prezintă interes. Da. Așa că pentru astăzi îți mulțumim, te așteptăm să revii. Rămâneți alături de noi aici pe pagina Ziarului de Sănătate. Avem multe să vă povestim. Avem întâlniri, iată, cu invitație la care eu țin foarte, foarte mult. Sunt oameni valoroși, importanți, care au ce să vă spună și vă îndrum așa cum trebuie, mai ales atunci când ne interesează să trăim sănătos, să fim sănătoși, să rămânem sănătoși și voioși. Pe curând!